faptul că suntem o făptură nouă, în opinia mea, ne obligă să trăim ca niște oameni noi. Oameni noi care avem caracterul lui Hristos sau ar trebui să avem caracterul lui Hristos. Hristos a fost și a rămas credincios și este credincios, și Hristos ne cheamă la credincioșie, ne cheamă la integritate, ne cheamă la caracter. Dacă este cineva credincios până la capăt și dovedește integritate sau și caracter, este Dumnezeu, este Domnul Isus Hristos, care ne cheamă la aceste lucruri și nu putem să gândim că în Hristos noi ne putem permite să trăim fără caracter. A trăi fără caracter sau a manifesta lipsă de integritate înseamnă să defăimăm numele de creștin, numele lui Hristos, să defăimăm Biserica Sfinților în care ne-a plasat Isus Hristos. Și toate aceste lucruri au consecințe. Deci, nu, nu se contrazice ceea ce găsim în Vechiul Testament, și exemplul extraordinar pe care Pastorul Mihai l-a dat aici este, este valabil pentru oricine, oricine vrea să trăiască frumos. Asta ar trebui să ne caracterizeze, ceea ce gândim aici sau ce avem aici în forul nostru lăuntic, locul în care să iau decizii și în care se stabilesc valori, ar trebui să fie ceea ce spunem cu gura noastră și ar trebui să fie ceea ce ne caracterizează. Fie că este vorba despre un creștin, fie că este vorba despre un lider sau mai ales când este vorba despre un lider. Deci n-am putea să schimbăm lucrurile acestea și n-am putea să ne permitem să gândim că am putea în Noul Testament, pentru că este har și Dumnezeu ne-a mântuit prin har și trăim prin har și așa mai departe, să ne permitem să trăim altfel doar pentru că noi putem gândi că harul este atât de bogat încât Dumnezeu mereu și mereu ne poate îngădui. Nu, Apostolul Pavel, pe de altă parte, este foarte clar cu privire la acest aspect și dacă mă gândesc doar la Romani, capitolul 6, Apostolul Pavel spune foarte clar să mai păcătim noi acum pentru că suntem în har și răspunde nici vorbă sau cu alte cuvinte, să dovedim lipsă de integritate. Să trăim în compromis, și Apostolul Pavel spune nici vorbă, ci dacă, până când l-ați cunoscut pe Hristos, ați trăit în lipsă de integritate sau ați trăit în compromis, odată ce l-ați primit pe Hristos, voi trebuie să vă dați mădularele voastre lui Hristos și să trăiți. Ca și Hristos, nu puteți să trăiți așa cum ați trăit până la momentul în care ați fost născuți din nou și ați fost plasați în familia lui Hristos și sunteți oameni noi care ați încheiat cu trecutul. Eu, eu cred că în acest sens, spune Apostolul Pavel, toate lucrurile sunt noi. Ați încheiat cu trecutul, cu umblarea voastră în lipsă de integritate, în compromis și acum umblați în viața nouă, în Hristos, în integritate, în caracter, fără compromis.